în fiecare întâlnire va coborî solia cerească cu potirul în care să adune mijlociri pentru țară. Pentru că da, caut mijlocitori pentru țară. Și vreau să-i găsesc aici între voi. Oameni care să ceară cu insistență dublarea, triplarea ocrotirii. Pentru că am așezat ocrotire la granițele țării ca invadatorii să fie opriți. Dar uneltirea împotriva acestei țări continuă. Și s-a ajuns să fie alese persoane care să fie hrănite cu ură. Hrănite în fiecare zi cu ură. Ca apoi să lucreze și să lupte pentru dezbinare și pentru vânzare. Cine are urechi de auzit să audă? Și își pun în aplicare planurile, căutând să vândă țara bucată cu bucată, teritoriu cu teritoriu și domeniu cu domeniu de activitate. Și în bătălia ce se dă în văzduh, între căpetenii care caută nimiciria și între solii cerești trimiși să mijlocirea buzelor voastre are greutate și impact. Poate influența lupta. De aceea vreau să mă laud cu oameni care cunosc glasul meu și știu să intre în spărtură. De aceea va fi purtat în mijlocul vostru potirul în care se adună rugăciunile pentru țară. Fiți oameni înțelepți și veți cunoaște ce înseamnă frumusețea rugăciunii ascultate. Că va fi zădărnicită uneltirea diavolească și planul străinului și va fi întinsă ocrotirea mea pe teritorii și se va numi arie sortită ocrotirii. Chiar și această zonă, chiar și acest teritoriu unde vă faceți numărătoarea pașilor, am să-l număr între teritoriile ocrotite prin har și îndurare. De aceea, fiți mijlocitori înțelepți și se va deschide cerul pentru rugăciunea voastră, zice Domnul. Amin.